Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la buletinul știrilor de la Făgăraș. Sunt Olimpia Moga. Safari pe drumul rușinii, de asta au avut parte oficiali ai guvernului, reprezentanți ai celor mai importante instituții ale județului și primari, care au descins pe ruta Șercaia-Hoghiz într-o adevărată cursă automobilistică cu obstacole. Din delegație a făcut parte și șeful Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Narcis Neaga, care a dat undă verde investiției, asfaltarea acestui drum plin de gropi. Mai mult de 45 de minute, atât a durat incursiunea delegației oficiale de la București, care, însoțită de reprezentanții ai Consiliului Județean și de primari, a inspectat drumul rușinii Șercaia-Hoghiz. Sătenii s-au oprit în drum să le spună politicienilor toate păsurile. Oamenii se bucură că poate în curând scapă de calvarul prafului și al zgomotului. Domnul primar totuși a pus o mașină când e căldură mare și alea stropește, mai stropește. Totuși e bine, da? Cu găurile astea nu. E trafic mare zilnic pe aici? Trece, că a fost programată, mai treia Ceaușescu, era programată mașinile astea mare de tonaj să nu mai treacă prin sas, să treacă prin spate, pe după. Dacă nu s-a mai făcut, pe aici trece, că se scutură casele când trece. Vin camioane? Păi vin, și astea de pe la aici, de pe la Cimei și toate, pe aici trece toate. Asta de e. De când n-a mai fost reparat? Apoi nu știu câți, nu știu, de ce să mint, mai mult de 6, 7 ani, 5, 10, nu știu cât. Până în 10 ani, cred că o hide când. Deci eu m-am întors aici în sat, acum de vreo 17 ani sunt înapoi. Dar așa se strică. După ce am venit imediat, s-a stricat. Tot mai rău, s-a stricat, îl îndreapt, îl face, dar... Dar am văzut că în alte sate s-au făcut, apoi nu știu aici la noi, nu știu. Casele se zguduie, iar mașinile se strică. Asta se întâmplă din cauza drumului care de peste 15 ani stă plin de gropi. Zgomotul, praful, mașinile mari, care au un tonaj foarte mare, casele sunt afectate, se cutremură, zici că este cutremur. Noi, cei cu mașini sau care au mașini, tot timpul în service din cauza la gropile mari care sunt. Mai ales până la Șercaia și până la Hoghiz, e dezastru. Foarte rău să știți, foarte rău. Și mașinile când trec drumul, casele. Doamne ferește de un om bolnav, de un copil bolnav, nu poate veni salvarea într-o jumătate oră de la Rupea sau de la Făgăraș. Moare omul în casă. Trebuie să se facă drumul ăsta, să fie drum ca lumea, canalizări ca lumea și așa mai departe, să nu se mai rupă drumului. Ori dacă nu, să se facă o variantă, să nu mai treacă mașinile mari de la combinat pe în centrul satului. E dezastru la noi aici. Cel puțin de... 15 ani, 15, 18 ani, cam așa. Cam așa e drumul ăsta nostru de stricat. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a preluat recent în administrare porțiunea Șercaia-Hoghiz. Artera a fost încadrată în categoria funcțională a drumurilor de interes național și intră în reparații capitale. Asta nu poate fi numit drum. Asta este ceva așa ca după bombardament, după cum arată. Mă surprinde că a rămas până la 2014 în starea în care este acum. După cum știți, el a fost preluat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale și intră într-un program de reabilitare. Nu se poate, este inadmisibil. Timpurile noastre să un drum național să arate așa. Nici măcar drum județean. El leagă comunități de oameni aici, trăiesc oameni, indiferent că vorbim de drumul județean sau de drum național. Urmează săptămâna viitoare să fie publicat în SEAP anunțul pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Făgăraș și Făgăraș-Brașov. Asta este ceea ce interesează zona respectivă. Șoseaua a iscat în ultimii 8 ani numeroase controverse între conducerea administrației județene și guvernele anterioare care nu au alocat bani pentru investiție. Anul acesta însă Ministerul Economiei a reușit deblocarea fondurilor pentru drum. Datorită faptului că Consiliul Județean Brașov ani de zile nu s-a preocupat pentru finalizarea și repararea acestui drum, iată am fost nevoiți ca acest drum să fie trecut în subordinea Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi și printr-o hotărâre de guvern el a fost trecut la această companie. Sperăm ca de săptămâna viitoare să înceapă reparațiile ceea ce înseamnă Hoghiz cu Ciulata, urmând ca până la finalul acestui an, începutul anului viitor, acest drum să fie finalizat de către această companie. Este, până la urmă, un lucru foarte bun pentru cetățenii acestei zone, care și ei sunt plătitori de taxe și impozite și, în mod normal, trebuie să se bucure de toate facilitățile unui drum european.
Aproape în fiecare an, parlamentarii social-democrați brașoveni au solicitat alocarea unor sume de la bugetul de stat pentru efectuarea reparațiilor pe acest tronson, dar nu au reușit să înduplice mai marii guvernelor anterioare. Acum, investiția are undă verde. Pentru mine, sigur, nicio surpriză. Nu s-a schimbat nimic dimpotrivă în bine, dimpotrivă s-a schimbat în rău. De anul trecut, de când nu mai sunt vicepreședinte al Consiliului Județean, îmi pare rău că trebuie să constatăm că pe zi ce trece lucrurile merg din ce în ce mai rău. Am încercat astăzi, după cum a observat și dumneavoastră, împreună cu domnul ministru Constantiniță și cu șeful Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi, să punem puțin ordine în ceea ce avem de făcut. Consiliul Județean ar trebui să ia în calcul serios faptul că noi ne-am implicat în această chestiune. Domnul președinte ar trebui să fie conștient că am făcut un efort substanțial pentru a face ca acest drum să treacă la Compania Națională și pe care săptămâna viitoare să începem să-l și lucrăm. Dincolo de drumul de aici, am mai vizitat astăzi și zona Măieciu și zona Mândra și, sigur, și acolo vom face intervenții în așa fel încât, prin hotărâri de guvern, cele două drumuri, Mândra, Todărița și Măieciu de jos, Măieciu de sus, să fie integrate în același ritm, să spunem așa, de realizare a lor, ca și căi de acces, pentru că în acest moment nu sunt căi de acces, dimpotrivă, sunt niște drumuri pe care toți oamenii, să spunem așa, sau pentru care toți oamenii ne înjură. Că suntem noi din administrația locală sau centrală, sau suntem politicieni sau aleși locali, aceste lucruri nu trebuie să ni se mai întâmple de aici încolo. E o lipsă de interes a președintelui Consiliului Județean în toți acești ani, e o bătaie de joc la adresa oamenilor din această zonă, lipsă de respect pentru că oamenii din această zonă îți plătesc și taxe, impozite și nu înțeleg de ce președintele Consiliului Județean face drumul de la Glejerie, Râșnov Glejerie, unde este casa dânsului și nu poate să facă un drum care ocupă toate aceste comune, care este interesul tuturor cetățenilor în această zonă. Și într-adevăr este o bătaie de joc ceea ce a făcut dânsul pentru acest județ. Am văzut și drumul de la Moeciu, Moeciu de sus, care tot a Consiliului Județean aparține, drumul acesta Șercaia Orghiz, care acum aparține CNADR-ului pentru că a fost votat în ședința de guvern. Dânsul nu a fost în stare, a trebuit să le Compania Națională de Drumuri și să-l facă. Sperăm că de săptămâna de viitoare să înceapă execuția acestui drum, lucrările la acest drum și nu cum a fost până acum, nu aducem un utilaj pentru campanie. Nu. Noi, pe noi ne interesează și o să vedeți că o să venim, guvernul Ponta se interesează în primul rând de politica fiecărui cetățean și lui să-i fie bine. Și o să observați lucrurile acestea prin argumente concrete. Valoarea lucrărilor de reabilitare a șoselei a fost estimată la suma de 22 de milioane de euro, iar banii vin de la Uniunea Europeană. De unde sunt banii pentru toate aceste investiții? Uniunea Europeană, fondurile europene. Din păcate, nu este un lucru de laudă ceea ce s-a întâmplat pe acest drum pe Șercaia Hodis. Vestea bună este că de săptămâna viitoare vor începe lucrări de reabilitare cu sprijinul Companiei Naționale și a Guvernului României, pentru că Consiliul Județean nu a reușit să financeze acest drum. Mai avem două vești bune de la președintele Companiei Naționale. Începând tot de săptămâna viitoare va fi refăcut studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Sibiu și eu ca făgărășan vreau să spun că acest lucru reprezintă un mare, să zic, câștig pentru Făgăraș în primul rând, care va fi tranzitată de o autostradă, astfel încât va fi rezolvată și problema ocolitoarei Făgărașului, atât de hulită și blamată în ultima perioadă. Este bine că lucrurile încep să se miște și în sfârșit o propunere pe care o voi face în plenul Consiliului Județean săptămâna viitoare, când data de 8, când va fi prima ședință de plen, va fi clasarea drumului județean Moeciu de sus, Moeciu de jos, tot ca drum național, pentru că vom avea sprijin de la Guvernul României pentru reabilitarea și a acestui drum, care va fi preluat de către Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Tot o veste bună este că va intra pentru reabilitare și va fi o reabilitare foarte serioasă a drumului Zărnești-Șercaia, drum care tranzitează mai multe comune din județul nostru și care unește de asemenea două drumuri naționale, o investiție tot a guvernului, o reabilitare care va începe anul viitor, dar cu certitudine noi începând cu 2015 vom avea în județul Brașov o rețea de drumuri performante.
Până acum au fost reabilitate sectoarele de drum din intravilanul localităților Șercaia, Comăna și Părău. În satele Cuciulata și Fântâna, care aparțin de Comuna Hoghiz, e prăpăd. Eu zic că acum, dacă și cei care au promis până acum n-au făcut, sunt convins că cei care au fost astăzi vor face ceva. Și sunt foarte mulțumit și mulțumim domnului ministru Niță, pentru că s-a ținut de cuvânt. În decembrie ne-a promis că în mai va veni și s-a ținut de cuvânt. Până acum, întrucât s-a lucrat pe celelalte sate de la Șercaia încoace, acum am înțeles că de mâine, poimâine se apucă pentru Cuciulata și Fântâna. Vestea bună este că aflați în inspecție pe teren, reprezentanții companiei de drumuri au efectuat deja o expertiză pentru a putea demara lucrările în cel mai scurt timp, ținând cont că barierele birocratice au fost depășite. Tinerii membri ai Partidului Forța Civică au împărțit pliante făgărășenilor pentru a face cunoscuți candidaților la Parlamentul European. În plus, ei au avut și o inițiativă cu scop ecologic. Au efectuat o campanie de plantare de pomi în localitățile din preajma orașului nostru. Tinerii filialelor Făgăraș și Brașov ale Partidului Forța Civică s-au întâlnit în acest sfârșit de săptămână în orașul nostru pentru a susține candidații la europarlamentare. Membrii organizațiilor au împărțit pliante pe străzi și au stat de vorbă cu făgărășenii. Totodată, tinerii din partid au explicat oamenilor de ce este important să voteze și să aibă reprezentanți în Parlamentul European. Bingo! Și pentru că omul sfințește locul, acțiunea lor nu s-a oprit aici. Au pornit spre satele învecinate într-o campanie de plantare de pomi. Ei au cerut consimțământul gospodarilor pentru a sădi meri în curțile celor care le-au dat acceptul. Oamenii au fost încântați să vadă că tinerii au adus vlăstarele și că nu s-au dat bătuți în a-i planta, chiar dacă vremea le-a fost potrivnică și a plouat. Așa, bă, băi. Calcă de mâine el. Luptăm și împotriva vremului. Munca voi, munca nu-i bună, nu pentru voi. Munca-i pentru tractoare. Hai, bă, băieți, să vedem bine. Tinerii de la Forța Civică spun că ideea pentru plantarea merilor le-a venit de la zicala omul în viață trebuie să ridice o casă, să sădească un pom și să crească un copil. La acțiune au luat parte aproximativ 30 de tineri ai partidului, care au fost coordonați de președintele filialei tineretului din Brașov, Bogdana Păvăloaie, și de președintele Forței Civice din Făgăraș, Cristian Șuteu. Tinerii partidului spun că acțiunile nu se vor încheia aici și că au multe planuri pentru viitor. Scapă de inhibiții și comunică mai bine cu semenii tăi prin intermediul muzicii și al dansului comunitar. Sub acest îndemn s-a desfășurat la Făgăraș un curs destinat persoanelor de toate vârstele, cu mintea și sufletul deschise. Activitatea a fost susținută de coregrafi din Scoția, Italia și Germania, care au oferit participanților o experiență unică și de neegalat. Mișcare, intercomunicare și prietenie, aceasta este diviza workshopului care s-a desfășurat timp de o săptămână la Școala Generală din Șercaia, dar și la Făgăraș, în Clubul Casei de Cultură. Dansul comunitar este o artă coregrafică, o mișcare relativ nouă, care își are originea în Marea Britanie, dar care a fost primit cu bucurie peste tot. Jenny Sparker este coregraf, vine din Scoția și în perioada 23 aprilie-2 mai a lucrat cu tineri, copii cu dezabilități și persoane vârstnice din Făgăraș. Participarea nu ține cont de vârstă, s-au putut implica persoane de la 3 la 90 de ani. Muzica live a fost un ingredient nelipsit, iar experiența una de neuitat pentru participanți. Asta pentru că este vorba despre mișcare, intercomunicare și prietenie. În final, instructorii și elevii ajung să se placă între ei. Jenny Sparker este pentru a patra oară în zona noastră, vine aici din anul 2008 și a pus în scenă ateliere de lucru Community Dance cu participarea copiilor, adolescenților și a adulților. I've been coming to Romania for 6 years, once a year. De 6 ani, în fiecare an, coreografa vine în România pentru acest proiect. Timp de 10 zile, 3 ore pe zi, s-a lucrat foarte mult într-o perioadă foarte scurtă de timp. Oamenii au un foarte bun potențial și datoria ei este să facă acest potențial să iasă la suprafață. Intenționăm să dezvoltăm un proiect aici în Făgăraș cu forțe locale, deci să facem ca acest proiect să crească și să se dezvolte cu ceea ce există în Făgăraș.
Ceea ce e important de spus este că în acest proiect sunt persoane cu dizabilități de care se ocupă Fundația Agape și Janice este foarte mândră să lucreze cu ei. Acțiunea face parte dintr-un amplu proiect finanțat de o fundație germană. Atelierele de lucru au fost coordonate de coregrafi din Scoția, Italia și Germania, iar maestru de lumini a venit tocmai din Anglia. Spectacolul ce a marcat încheierea cursului s-a desfășurat vineri pe scena Casei de Cultură. Pregătiți-vă de raliu! Peste puțin timp puteți vedea bolizi rulând cu viteză pe străzi, la volanul cărora se află pilot ce dirigează cu maestrie cai putere. Totodată veți auzi scrâșne de roți și pentru câteva ore veți urmări un eveniment inedit, raliul Țării Făgărașului. Curse de mașini ce se întrec în orașul nostru și pe dealul Calborului. Pregătirile pentru organizarea raliului Țării Făgărașului sunt un toi. Proba specială în care concurentul trebuie să-și calculeze timpul necesar pentru sosire și unde viteza medie de traseu trebuie să fie de 45 de km la oră, va fi pe dealul Boholțului, între cartierul Galați și satul Calbor. Iancu Boieriu, organizatorul raliului, ne dă detalii de ultimă oră. Se vor desfășura trei probe, una de poligon, proba de poligon în fața Casei de Cultură, unde s-au desfășurat și celelalte ediții din urmă cu, mai știu, cred că acum 10 ani, când a fost ultima oară, ultima competiție. Proba de traseu, care se va desfășura, acum suntem în demararea procedurii de obținere a probării pe traseu Făgăraș, Calbor și retur. Probele speciale însemnând în urcări cronometrate pe o viteză medie de 45 de kilometri. Cu organizatorii noștri, Clubul Transcarpatic Brașov, care sunt licențiați și se ocupă de astfel de evenimente sportive, au demarat procedura de obținere de autorizații și de la poliție, pompieri, ambulanță, drumuri, poliție rutieră și va mai fi o probă de viteză, care acum o să vedem unde se va desfășura. La Făgăraș, probele vor avea loc în intervalul orar 9:30-11:30. Proba de poligon se va desfășura pe strada Mihai Viteazul, între Catedrala Ortodoxă și Cetate. O noutate este și organizarea probei de viteză pe strada Teiului, de la blocul cu 7 etaje Corso și până la intrarea secundară în incinta Colegiului Radu Negru. Inițial, această probă urma să se organizeze pe strada Doamna Stanca. Era vorba să se întâmple pe Doamna Stanca, dar aici este totuși destul de îngust și sunt foarte multe canale pe carosabil și este riscul de viere de pe traseu sau va fi câte o singură mașină care va desfășura două probe de viteză. Timpul cel mai bun din cele două încercări va fi luat în considerare în punctajul final al clasamentului. Doritorii se pot înscrie la secretariatul administrativ al acestei competiții la Casa de Schimb Sabia, avem acolo un birou tehnic unde se pot înscrie concurenții cu talonul mașinii, cu permisul de conducere, cu numele copilotului și de asemenea acesta ar trebui să fie tot posesor de permis de conducere. Întrecerile raliului Făgărașului se vor desfășura pe 16 și 17 mai. Acestea au fost principalele informații locale de astăzi. Pentru a ne găsi și pe internet, accesați adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!